Vara își intră tot mai mult în drepturi, iar asta se vede cel mai bine din datele meteorologilor. Specialiștii stației din Târgu Jiu spun că ziua de astăzi a fost una cu suficient soare în majoritatea zonelor județului, însă ploile își vor face din nou apariția spre seară. La această oră la Târgu Jiu sunt 27 de grade. După cum se vede, cerul este degajat. Așteptăm averse trecătoare în județ după amiaza, cum ne-am obișnuit. Căldura va fi și mai greu de suportat începând de mâine, când mercurul va arăta frecvent 30 de grade Celsius și chiar mai mult în anumite localități ale Gorjului. Meteorologii spun că nu este exclus ca indicele temperatură umezeală să depășească pragul critic de 80 de unități. Ar putea fi acest weekend cel mai cald de până acum, din această vară? Da. Se preconizează temperaturile între 29 și 33 de grade și pentru județul Gorj. Un weekend bun pentru plajă, pentru baie, pentru weekend plăcut. În aceste condiții, ștrandurile rămân cea mai bună variantă pentru gorjenii care vor să se răcurească. Nu uitați însă să vă și protejați împotriva razelor de soare.